Sărbătorile pascale o găsesc pe Silvana Râciu tristă și în doliu, dar ea știe că viața de artist nu este presărată doar cu momente de fericire și că adevărata liniște vine din surprizele făcute de copilașii ei. Silvana Râciu întâmpină învierea Domnului mai tristă ca niciodată. Tatăl ei a decedat în urmă cu 2 săptămâni, dar chiar și așa dorește ca Paștele să fie o sărbătoare specială pentru copiii ei. Întotdeauna atunci când pierzi pe cineva drag, n-ai cum să fii la fel de liniștit, de voios, de vesel, de fericit. Dar să știi că, apropo de fericire, eu m-am obișnuit așa de fiecare sărbătoare să mă bucur de veselia copiilor mei. Fiul meu a ales fața de masă, de exemplu. Împreună cu fiul meu am cules liliacul. E obișnuit de fiecare dată atunci când venim la tine, că e sărbătoare, să ne primești pe lângă pregătiri cu o cântare. Anul acesta? Mă, îmi pare rău că anul ăsta nu vă pot cânta, pentru că, fiind în perioada de doliu, nu se cade. Poate că răposatul ei tată a fost mai rece și mai distant și Silvana a suferit din această cauză, dar cu timpul s-a obișnuit cu acest lucru, adevărata liniște, și a regăsit-o alături de cele 2 comori ale sale, Andrada și Luca. Mama a murit în urmă cu foarte mulți ani, însă el a și plecat de... Nu știu câți ani a fost plecat, 12, 13, 15 ani, ceva de genul. Și nu aveam cum, decât ne sunam de sărbători și ne spuneam la mulți ani, sărbători fericite și cam atât. Am o relație specială cu Dumnezeu, merg foarte mult, îmi place în ultimul timp să merg la Mănăstirea Dervent. Uite și șorțul pe care îl port, e un cadou de la Mănăstirea Dervent, de la părintele Efrem. Ce le dorești românilor atunci când vorbim de sărbători să împărtășească aceste lucruri minunate alături de persoanele iubite, nu? Întotdeauna sărbătorile sunt frumoase lângă persoanele iubite și dacă e important să facem mesele îmbelșugate, să ne curățăm casele, să le împodobim, ei bine, e mai important de atât să avem grijă de sufletul nostru. De aceea eu îi îndemn la credință și le doresc un Paște binecuvântat.